Da, iată-ne aici la încă un episod. Se pare că grecii s-au decis să ne trădeze și cavaleria asta văd că ajunge la Arisa destul de repede și o să ajungă și înapoi la fel de repede. Vreau să o reantrenez înainte să o aduc înapoi. Eu cred că nu o să mă atace foarte repede. Trebuie să aduc toate unitățile astea de aici, le pregătesc să aduc... Nu știu cum să fac. Le aduc în, în Corint. Și aici o să construiesc baracă. Da, o să mă țină probabil puțin în loc, dar aia e. O să las partea economică pe alte așezări momentan. Ăștia aduc în aici, o să-i reantrenez. Și turnul viitor, dacă totul merge bine, o să-i și atac pe ăștia. Și o să merg și spre Sparta. Am o chestie, nu știu unde mi-e spionul. Cum văd? Agenții aici? Da. Deci nu-l văd, efectiv. Păi stai un pic, de ce ai intrat acolo? Eu l-am băgat. Pontus, Armenia. Da, mergem spre Armenia. Și pe ăsta să-l mod aici. Ne-am întâlnit cu Schiti, nu? Să mergem spre Gal și spre Britanici. Spre Germanii și de-aștia. Cred că e cam atât. Deci să vedeți, turnul viitor o să mă atace ăsta acum. Nu, că n-ajunge. Bun. Aici ajungi? Bă, s-ar putea să ajungă. Aici hai să mai construiesc piață. Cam atât. Bun, deci după cum am așteptat, ăștia nu au atacat. Ar fi să fii roman și să te cheme atacanțiu. deja am prea multă cavalerie de aici. Îmi place că încă nu-mi scade public order-ul când scot unitățile din așezare. La ce mă uit că... Hai să-i las și pe ăștia aici, salvez. Pentru că dacă nu o câștigă, pentru că trebuie să o câștig. Ok. Deci încă un turn cel puțin până ajunge să-i batem. Pe ăștia nici nu vreau să-i implic în lupta asta, pentru că vreau să-i țin pentru asediul final al Spartei. Și cetatea asta mă contentează să pun una pe ea. Ia uite, pe Seleucizi aici. Cred că n-am ratat nimic altceva, nu? Încă nu pot să recrutez. Comerciant aici. Cam obligatoriu. Da, mi-arată toate astea când au next turn. Asta e încă o treabă. Sunt o grămadă de comercianți de ăștia rebeli. Ce fac ravagii, efectiv. Nu poți să te pui în locul... Hopa! Nu-i neapărat un lucru rău. Pentru că pot să mă duc pe termun. Mai lejer, probabil. Sper să se fi dus ei spre... Din câte văd, nu-i cucerit așezarea în Occident de romani. În Occident, în Epirus. Așa e când te grăbești. Am ratat diplomatul. Poftim? Înțeleg. Dar tot nu se justifică. Stați așa că rezolv acum. Quick save aici. Nu asta. Păi mă bat eu cu ei, mă. Dacă nu mă bat eu, atunci trebuie să măresc armata aia. Nu-i foarte mare lucru. Chiar îți dau unități de hopliți, cu toate că sunt puternice. Unitățile mele de hopliți sunt angajați în luptă și eu atac din spate cu cavaleria. Crapă, băieții. De fapt, hai că o și fac. Alianță. Bă, dar... Nimeni nu vrea să fac alianță. Ok.
A most generous proposal. A most generous proposal. Cu parții, nu știu dacă prea merită să mă duc până la parții acum. De fapt, dacă n-am ce altceva ce să fac. Eventual să mă duc mai repede spre Egipt. Cât de repede ajung încolo. Mă duc spre Egipt. Și după mă duc la parții. Parții, sparții. Deci sunt efectiv două unități. Deci eu cu ăsta mi-a luat bătaie? Asta îmi place mult. Îmi plac bătăliile de noapte. Deci într-adevăr sunt foarte puternici aia pe lângă cea mea, dar nu se justifică, frate. Cam jumate din ce am erau suficient să câștig. Dud, cealaltă jumătate. Hai să fac niște grupe. Asta nu mai trebuie permanente. Păi sunt unde sunteți, mă, băieți? A, ia uite. Cine știe ce schemă fac, mai știi? O să atac cu ăștia care și mai buni. Cunate că sper să nu mă suprapun cu cavaleria. Pauză. Pe general îl țin aici. Hai, grabă, grabă, grabă. Deci asta mă disperă, deci nu prea poți să joci fără quick save și load. Pentru simplu fapt că trebuie să te bați tu aproape toate bătăliile dacă vrei să câștigi. Acum, pe dificultățile celelalte nu știu dacă cum e, dacă e chiar așa. F2, hai, hai, hai. Eager, eager, broken. Gata, gata, asta a fost, asta a fost. Deci pentru asta am pierdut eu grav. Deci pentru asta trebuie să pierd eu 5 minute acum. Da, evident că continuăm. A mai rămas vreo unitate acolo? Nu. Un om în unitate. Nu, no, poftim cultură. Bine, chiar au omorât ceva, da, într-adevăr, da. Pa aici pe fund, că fiddles ele nu sunt bune pentru a stinge focul. Se presupune că Nero, se presupune. E o minciună sigur, dar la harfă în timp ce Roma ardea. Dar el nici măcar nu era în Roma. Propaganda ieftină. Păi bă, băieți, dacă, opa, asta e o problemă, unitățile astea, da. După cum v-am arătat, este o problemă. Orders? Asta ce face aici? Bă, băiatule, tu n-ai altceva de făcut. Iară facem faza asta. Hai să salvez acum, să vedem. Fii atent câți oameni pierd. Stai un pic, mă, că n-am înțeles eu de ce am pierdut atâția oameni. Nu, 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 lasă. Deci nu... Deci asta e treaba, că nu-mi convine să mă joc așa. E nasol. Deci efectiv nu-i atac acolo. Aștept pur și simplu până cucere Sparta și după mă întorc spre ei. Și dacă iese deși să atace Atena, aia e. Asta e ce? A, deci cam trebuie să mă bat. Ce mizerie. Pentru că am salvat după. Mamă. Cred că acum am pierdut și mai mulți. Bă, frate. Da, deci o să am nevoie neapărat de ăștia ca să-i pot reantrena aici.
Aici în Corin nu mai construiesc baraca pentru că efectiv n-are rost. N-ajung până la generalul meu, ceea ce e un pic nasol, pentru că aș cam fi avut nevoie de oameni acolo. Și acum trecem prin așezări, repede. Aici nu se construiește nimic, de ce? Păi, ia să vedem. Nici aici? Mină, vreau să... o mină neapărat. Aaaa! Bun, ne-a scăpat de el. Avea... asta, cum îi zice, nu știu cum se numește, finance-ul mai mic. E practic skill-ul principal la comercianți. Ah, degeaba am făcut mișcarea asta. În fine. Da, mă gândesc că putem trece la turnul următor. Ce faci, mă, chelule? Ce? We are besieged. Mamă, ce bătaie și au ăștia de la rebeli. Deci nu singurul. Mă, ce că ăștia mediterană. Da, ci liber, mă, pe aici. Daci, ca daci, ca românii noștri cu daci, dar să vedeți pe albanezii cu ce știu ce antichități aveau ei pe acolo, nu știu de ce popor, dar aia sunt niște ultranaționaliști cu niște teorii de te doare capul. Păi, ce facem acum? Vedem dacă se poate cuceri fără prea mare bătaie de cap. Iar frate, incredibil. Da, într-adevăr, acum e puțin mai dificil să-i... Probabil e enervant pentru cine se uită să vadă load-urile. Poate, dar vedeți cât de absurd e jocul în anumite aspecte. Cred că și cu romanii, inclusiv când te bați cu galii pe dificultatea asta. Deci tu ai Hastati, care e o unitate pre-mariană. Reformele Mariane, care se echivalentul la legionar, dacă nu mă înșel, da, cam, da, legionarii aia cei mai de bază, și au bătaie de la cele mai de bază unități de gali, cu sulițe dezbrăcați și scuturi. Ia uite, scheu. Hai mă, mă duc pe ăsta. Ia vedem. Bă, deci mi-au omorât 500, ai, că, de fapt, da mă, stai. Degeaba mă mir eu. Dar unde am toate unitățile alea șmeche? Aici. Trebuie să crape. Mi-au urât 174, frate! Deci e incredibil. Stai că trebuie să facem o schemă pe aici. Light Lancers, asta am eu aici. Da, Light Lancers. Trebuie să... sau hai că le fac tot aici. A, așa cum ai, populația nefericită. Păi ce facem? Cam au sucret. Fii atent că n-ajunge până efectiv. Bun. Ne antrenăm toate unitățile astea și recrutăm aici la nebunie. A început să facă bani. A, nu, că parcă turnul ăsta n-a mutat. Pe tine trebuie să te aducem înapoi ăsta. Deja o rec... Stai, bă, ce e ăștia? Cred că dacă e mai mare dificultate, țin minte că era numai unul singur aici, generalul. Și dintr-o dată a apărut încă doi. Numai dacă o transfera de aici. A, e posibil. Poate o să mă uit pe filmare, că nu mai știu. Dacă nu înseamnă că calculatorul poate să recruteze două unități într-un singur turn. Bun. Unde mai pot? Aici, comerciant, așa. Olive oil, acolo s-ar putea face niște bani. Numai să nu mai ia ăsta.
Te poți scăpa ușor de comercianți inamici dacă... Dacă folosești asasini. Dar asasini poți să folosești numai când ai marketul mai dezvoltat în orașul respectiv. Bă, băiatule, bă! Ce-o fost aia, mă? Stai, că ăștia nu-s normal, mă. Și asta e o chestie urâtă, că nu poți să... Aia trebuia să fac din prima, să... Să fac aici un outpost. Repede să iau comerciantul ăsta până nu-i de el. Cât face asta? Face bani? Nu înțeleg. Cred că mai e ceva. A, unul ăla cred că e turn. A, nu cred că au șanse să mă bată ăștia. Problema e alta, că o să am războaie pe prea multe fronturi. Și asta e o problemă destul de mare. Deci hai să vedem acum cum facem. Ținem Sparta sub asediu. Trimitem și general obligatoriu. Aveam nevoie neapărat de ceva cavalerie, dar... S-o duc așa? Cred că o duc așa, că e prea mare riscul după. Aici ce pot să recrutez în momentul ăsta? Nimic. Hai să mai duc o unitate. Și le duc așa, exact așa cum sunt, dar mai au loc? Mai au, oh, mai au loc. A, nu mai e loc. Fac schema asta. No, și m-am scăpat de atâtea unități. Deci, practic, am unit din butonul ăsta, se unesc efectiv unitățile. Dar nu e o idee așa bună, pentru că dacă tu ai 6 unități care sunt chelite, poți practic să le reantrenezi într-un singur turn. Aici, la reantrenare. N-am acum exemplu, dar dacă... No, cei care nu știți... Deci aici am neapărat... Aici trebuie iară să continui recrutare nebunească. Și aici non-stop trebuie să recrutez. Sper să nu mă atace numai turnul ăsta următor. Poate că o să se întâmple, probabil. Sau s-ar putea să se răzgândească dacă au avut spion și dintr-o dată a apărut garnizoane mai mare. Și nu se așteptau băieții la asta. Ăștia chiar îs puși pe treabă, mă. Asta ce-i? Grec? Deci e obligatoriu să termin aici în Peloponez. Stai, bă, ce unități au. Bă, au ceva. Aia e, dacă nu câștig acum din autosave, trebuie să mă bag eu să o bat. Problema e alta, că pierd 40 de minute. Asta nu o câștig niciodată. Păi stai așa, mă. Stai așa, că cobor eu acum. Eventual să mai trimit ceva. Da, hai să mai și trimit. De ce nu? Că cine știe. Deci am unit pe ăștia. Păi stai, acum câte locuri am? Două locuri. Și cucerim Sparta. Au, am o problemă acolo în nord. mai au întăriri? Peltast. Ok, ăștia nu sunt probleme. Ce e asta? Ăștia, hopliți, armor hoplites. Ah, cred că aveam mai mult nevoie de arcași. Hai să vedem ce iese. Hai tu noaptea, că noaptea e frumos.
Mie îmi plăceau loading screen-urile alea mai vechi, mai mult decât astea, parcă. Generalul la roman, de exemplu, ce l-arată aici tot timpul pe loading screen. Și la fel poartă și generalii romani în joc, indiferent de ce an. Ei poartă armura lui Augustus, care trebuia să-l reprezinte pe fiul lui adoptiv, Tiberius, care era al doilea împărat. Când s-a dus în Partia să ia stindardele, adică stindardele, acvilele alea de aur ce le aveau romanii, care le-a pierdut în bătălia de la Carhe. Bun. Ceea ce ciudat, e un pic ciudat, e pus așa, un pic la întâmplare. Puteau să pună și o armură mai generică, eu știu. Sau nu chiar așa evidentă. Nu chiar acel motiv care e foarte, foarte specific. Păi să mergem să batem ceva și noi. De ferime. A, păi am poarta deschisă. The ferryman will be busy today. Păi stai mă, că nu cred că merită să mai spargem alea. A, știi ce trebuia să facem noi? Stai mă, ce unitate asta? A. Odată să-i scot din poziția asta, formație. Pentru că știu... A, nu prea trimis bine. Unde s-ar cașe ăștia? Ia. Asta e bine dacă mai spart o zonă. S-ar putea să fie destul de grea bătălia asta, mai știi? Mai ales dacă, asta e o treabă, că dacă sunt aici, ăștia nu se pot retrage de aici, ea luptă până la moarte. Hai, mă, îngrămădiți-vă. Opa, opa, ușor, ușor, ușor. Ce unitate e asta? Peltast, ok. A, ăștia au venit să mă chelească, ceea ce e bine. Unitățile astea pe unde sunt? Ok. Hai să intru în poziție atunci. Poate că nu trebuia să aduc elita asta. Asta e cea mai bună unitate din infanteria mea momentan. Pentru că mă chelesc ăștia. Să mai duc și cavalaria aia mea. Ah, ăștia toți. E un pic complicat că nu prea am unde să-i duc să pot să atac lumea din spate. Eventual îi aduc aici. Și după mă duc în scolul stânga. Dar de ce nu pot să-i așez? A, ok, am înțeles, cred. Poftim. A, deci ăștia mă atacă fără... Dar n-atacă unitatea potrivită. Din păcate. Ăștia da, ăștia atacă unde trebuie. Câți au? Aoleu, încă 79, n-au crăpat niciunul. A, e bine, dar ăsta de aici. Hoplite.
unitate e asta? Peasants, ah, ok, fără griji. S-ar putea să nu mai țin eu minte cum se echilibrate unitățile astea și în jocul original, n-am mai jucat adevărul de 4 ani. Opa. Pauză, 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 F2. Asta nu iese bine. Asta nu iese bine. 79, aici cât ies? Tot 79! A, ăștia măcar își iau bătaie, da. Peltasts. Hai măcar atacă bine. Ăștia dacă atacă Levi, ăștia dacă atacă. Dar nu prea atacă. Opa, așa am fost până la baie. A, păi nu merge chiar așa rău. Aici, da. Da, deci nu e mare lucru. Da, deci nu mai prea au nicio șansă. Și aia a fost, nu? Nu, și ce-o... Hai, că am pierdut ceva, într-adevăr, da? No, și acum avem Sparta. O ocupăm, nu facem nimic. Evident, port. Și trader. Și cam atât. Rămâneți cu bine.